Astăzi suntem în Constanța la un eveniment Asus, unde am reușit și eu să pun mâna pe unul dintre puținele Asus ROG Mothership. Nu știu dacă știți ce este acest device, nu știu cum se spun, laptop, PC, nu știu cum să-i spun, este un PC, se zice, laptop, cum vreți voi. Dar o să vă explic mai multe despre el. Așa, la suprafață, pare un laptop de gaming normal, un laptop de gaming chiar subțirel, aș spune, pentru dimensiunea ecranului, dar este foarte greu. În mod normal, așa arată un laptop, iar aici ar trebui să fie ecranul. Nu este. Este o tastatură. Și o să vă explic imediat de ce. În momentul în care îmi punem pe masă, acest stand se ridică automat și poate fi reglat în mai multe poziții. Îl punem așa, iar această tastatură se pune așa. Este un motiv foarte bun pentru care tot acest laptop, toate componentele lui sunt aici, în spatele ecranului. Înainte de a vă povesti mai multe despre componente și despre cât de puternic este acest laptop, probabil că știți că majoritatea laptopurilor din piață, mai ales cele puternice, de gaming să le zicem, dar și cele de productivitate puternice, suferă foarte tare din cauza răcirii insuficiente. Aproape orice laptop are o răcire insuficientă. Cu cât este mai puternic, cu atât are nevoie de răcire mai multă și trebuie să faci undeva un compromis. Și laptopurile de gaming care sunt foarte bine răcite și au o performanță foarte bună sunt de obicei foarte mari și foarte greoaie. Ei, Asus a schimbat treaba asta punând laptopul în picioare. Ăsta este un laptop, mă rog, faceți abstracție de faptul că este Apple. Un laptop așa funcționează. Tastatura și componentele și bateria toate jos aici, ecranul sus. Practic ceea ce a făcut Asus a fost să întoarcă laptopul așa și a mutat ecranul aici. De ce a făcut treaba asta? Pentru că majoritatea laptopurilor suferă la capitolul răcire din cauza faptului că tot aerul trebuie să intre pe jos. Iar laptopul îl ții pe masă, îl ții pe picioare, îl ții în pat și atunci nu are de unde să-și ia suficient aer. Oricâte guri ar avea și oricât ar încerca producătorii să îl facă sistemul de răcire, nu este niciodată suficient. Și atunci, ce se întâmplă aici, în ROG Mothership? Aerul intră pe această grilă foarte frumos desenată. Tot acest laptop este făcut din blocuri de aluminiu prelucrate la o mașină CNC. Toate panourile sunt de aluminiu. Laptopul este extraordinar de rigid. Este cel mai rigid laptop pe care l-am întâlnit eu vreodată. Pare că este făcut dintr-o bucată solidă de aluminiu și nu este foarte departe. După cum vă spuneam, aerul intră pe aici prin spate, iar în laterale, în fiecare laterală și sus, stânga, dreapta, avem niște guri de evacuare a aerului foarte generoase și cu niște radiatoare de cupru foarte mari. Avem 4 radiatoare, 1, 2, 3, 4, care evacuează aerul. Deci laptopul poate să-și ia aer foarte mult pe aici prin spate, fără să fie obstrucționat de absolut nimic, și poate să-l dea afară prin laterale, fără să fie obstrucționat de absolut nimic, pentru că nu o să te joci așa cu laptopul, niciodată. O parte foarte interesantă din design este și această balama, care o poți regla la orice grad vrei tu. De la așa până așa, de la poziția asta până la poziția asta, în orice poziție poți regla cât de puțin vrei. Acum să vorbim despre tastatură, pentru că și aici este o alegere de design foarte interesantă. După cum puteți vedea, nu este o placă întreagă și se sparge aici la mijloc. O poți folosi așa, normal, și este foarte bine poziționată, este destul de mult ridicată și atunci e foarte confortabil să o folosești, dar poți face și chestia asta. O poți deconecta de la laptop, o poți împături așa. Tastatura are aici un port USB Type-C cu care o poți conecta la all-in-one practic. În momentul ăsta acest laptop este un all-in-one. O poți conecta cu un cablu USB Type-C, USB Type-C sau avem aici un buton, o poți trece pe modul wireless și o poți folosi wireless. Poți ține acest monitor pe birou, care este un monitor foarte mare, și să te joci cu tastatura pe canapea sau în pat. Și această tastatură este complet din aluminiu, făcut din aceleași bucăți solide de aluminiu prelucrate la CNC. Designul logo-ului ROG este superb aici și cu o foiță de culoarea cuprului care se potrivească cu toate accentele care sunt pe acest laptop. Iar aici jos, pentru că vedeți că este o bucată destul de mare sub tastatură care îi permite tastaturii să stea atât de înclinată, sunt difuzoarele. Deci avem și niște difuzoare foarte puternice pe acest laptop. Înainte de a trece mai departe, haideți să-l și pornim. Avem aici
butonul. Până pornește laptopul, vreau să vă mai arăt ceva. Pentru ca voi să decideți cât de portabil este, cât este laptop, cât este laptop de gaming sau cât este desktop replacement, să zicem. De unde și ia acest all-in-one puterea? Avem aici două adaptoare de încărcare, foarte mari amândouă, de câte 280W fiecare. Ceea ce vă poate spune cât de puternic este acest laptop și câtă putere mănâncă. Avem aici în lateralul lui din dreapta, cum te uiți la ecran, cele două intrări clasice de încărcător de laptop, un HDMI, USB tip A, USB type C, un slot de card SD, butonul de oprit pornit, iar pe partea cealaltă avem încă 3 USB-uri type A, un port de internet care suportă viteze de până la 2,5 GB, un jack de 3,5 mm pentru căști, un jack de 3,5 mm pentru căști și microfon și încă un USB Type-C. Cam asta este partea de conectivitate a laptopului, este foarte generoasă, nu-ți mai trebuie nimic altceva, niciun dongle, nimic. Dacă tot s-a deschis, pot să vă arăt că avem aici în spate logo-ul ROG RGB, avem lumini RGB și sub acest stand ca să se reflecte frumos pe birou, dar avem lumini RGB și în spatele difuzoarelor. Foarte interesant. Ca să terminăm cu partea de design care este ciudată pentru ROG Mothership, Asus spune că acest laptop pe partea de procesor este cu 14 grade mai rece față de o soluție clasică de laptop de gaming și cu 10 grade mai rece pe partea de placă video. Dacă tot vorbim de răcire și asta este motivul principal pentru care acest laptop arată așa, pot să vă spun că sistemul ăsta de răcire trebuie să răcească un Nvidia RTX 2080, varianta de desktop, nu cea de laptop, nu Max-Q, nu nimic, este varianta de desktop și o variantă overclockată din fabrică. Placa video poate merge în boost până la 1880 de MHz, iar cei 8 GB memorie RAM video funcționează la 7200 de MHz. Tot overclockat din fabrică vine și procesorul, un Intel i9-9980HQ, overclockat la 4,9 GHz. Pe lângă asta și stocarea este extrem de rapidă pentru că avem 3 SSD-uri în RAID 0 de tip NVMe, iar toate lucrurile astea puse la un loc ar trebui să-ți ofere pe lângă o experiență de gaming foarte bună, o experiență de utilizare în task-urile de zi cu zi foarte rapidă. Ca și ecran avem un ecran de 17,3 inch, dar poți alege între două variante de ecran. O variantă 4K, care acopere 100% din spectrul Adobe RGB, sau o variantă Full HD, dar cu refresh rate de 144 Hz și timp de răspuns de 3 milisecunde. Plus acoperire 100% sRGB. Deci, ambele ecrane sunt foarte bune pentru crearea de conținut, dar consider că acest laptop este gândit mai mult pentru cei care se joacă. Difuzoarele se aud foarte bine și foarte tare, însă dacă îl folosești ca pe un laptop normal cu tastatura atașată ecranului, pierzi foarte mult și din volum și din fidelitate. Așa că în momentul în care vrei să asculți ceva, trebuie să scoți tastatura și să o pui frumos în fața laptopului, pentru că difuzoarele sunt practic sub tastatură. Cam atât despre Asus ROG Mothership, pentru că nu am foarte mult timp cu el. Laptopul ăsta ar fi trebuit să stea jos în sala de prezentări, ca toți cei veniți în această excursie să se poată juca un pic cu el, pentru că sunt foarte puține, așa că nu pot să țin foarte mult. Este o bestie de laptop, dar e nevoie să-ți trebuiască ceva specific de la un astfel de PC, pe care un laptop normal sau un desktop normal nu-l poate face. Într-adevăr, este un laptop portabil, în sensul în care îl poți băga într-un ghiozdan și îl poți căra de colo-colo. Nu cred că este un laptop pe care să te poți juca pe genunchi într-o cafenea. Cred că ai nevoie de un scaun și o masă cel puțin, iar trackpad-ul pus în partea dreapta tastaturii, lângă tastatură, nu-l face un laptop cu care te poți juca cu trackpad-ul, deci trebuie să ai și un mouse. Dar dacă ai un birou foarte mic sau stai foarte prost la el și vrei să stai mai pe spate, sau ai nevoie de ceva portabil, dar îl folosești mai mult acasă conectat la un televizor, poți folosi tastatura asta și cu trackpad-ul foarte bun în pat, la televizor te poți juca liniștit. Datorită faptului că laptopul se răcește foarte bine în momentul în care este în picioare, îl face o soluție foarte bună care se apropie foarte mult de un all-in-one, de un desktop, ca și răcire. Cu toate că, având în vedere componentele pe care le are, el este foarte subțire. Adică laptopurile
hardcore de gaming de la Asus sunt mult mai groase și mult mai grele. Într-adevăr, produsul ăsta nu este un produs mainstream pe care o să-l ia toată lumea, dar este ceva foarte interesant și sunt convins că dacă îl scoți pe masă la Starbucks să te joci, toată lumea se va uita la tine. Plus că o vei face într-un mare stil, pentru că toate jocurile vor merge excelent pe o configurație nemaipomenită, care din nou se va răci foarte bine. Asta este țelul principal al acestui laptop. Dacă aveți ceva întrebări sau nelămuriri din aceste, nu știu, 30-60 de minute pe care le-am petrecut cu laptopul ăsta, lăsați-le în comentarii și o să încerc să vă răspund. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Pa! Espanto mosca, te invito a mi papaya. De ahí nos vamos por el mundo, todo falla. Estamos locos en Nueva York, bailando cuecas sin pijúas en el eatery. Y no me importa lo que dicen, lo que hate on me. Lo que importa...